Cartea Geneza, capitolul 5, începând cu versetul 18. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Aș vrea să facem o rugăciune în seara asta, dar înainte ca să ne rugăm, aș vrea să vă spun ceva. E greu de crezut în seara asta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Eu sunt un predicator simplu de țară, dumneavoastră aveți tainele vieții în care nu poate pătrunde nimeni de pe pământul acesta, aveți suferință, aveți necazuri. Cum să vă iubesc eu în seara asta atât de mult ca să pricep toate necazurile care le aveți? Eu stau o oră și plec. Singurul care vă poate ajuta în seara asta e Dumnezeu. El vă poate iubi cu adevărat. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Cât vă doriți în seara asta de la El, atât o să primiți. Și cât vă doriți, puneți în rugăciune. Nu vă bizuiți pe oameni, bizuiți-vă pe Domnul. Și în această rugăciune vrem să ne punem încrederea, să ne bizuim pe El, că El ne iubește, El poate să ne vorbească după problemele noastre și Dumnezeu să se folosească și de mine. Amin. Și Duhul Sfânt să vă ajute să ascultați. Amin. Și un predicator mai simplu în seara asta. Hai să ne rugăm cu toți. Doriți să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu în picioare, puteți să o faceți. Cei care vreți să stați jos, puteți să stați jos. Și nu e o glumă ce vă spun, puteți să vă așezați. M-am gândit că sunt mai puțini care vor să rămână în picioare, dar eu vin din Biserica Ortodoxă și să știți că în Biserica Ortodoxă există slujbe care se ascultă în întregime în picioare. Există slujbe care se ascultă în genunchi. Faptul că dumneavoastră aveți un confort mai deosebit în seara asta nu însemnează că în confortul ăsta trebuie să treceți în lumea viselor. Așa că v-aș ruga să fiți atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, să încercați să stăpâniți și copiii cât puteți și împreună în seara aceasta să ne închinăm și să ne plecăm înainte unui Dumnezeu mare și sfânt, binecuvântat să fie El. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, descrie sau relatează despre doi mari oameni ai lui Dumnezeu, niște titani ai credinței. Oamenii aceștia n-au trecut prin poarta înfricoșătoare a morții, adică nu au avut parte de moartea normală pe care noi o putem avea în fiecare clipă. Oamenii aceștia au fost luați de Dumnezeu într-un mod spectaculos. Știți ce oameni sunt? Ilie și Enoch. Când am citit CV-ul lui Ilie din Cartea Sfântă, mi-am dat seama că merita să facă parte din tabelul oamenilor care sunt răpiți într-un mod deosebit. Omul acesta pare ca un anonim, are rugăciuni repetate, post de 40 de zile, vindecă bolnavi, înviază morți, coboară foc din cer, are cheia de la cer, când vrea închide cerul, când vrea deschide cerul. Și m-am gândit că cu asemenea calități și minuni în viața lui se califică să aibă parte de o răpire extraordinar de impresionantă. Dar când m-am dus la Enoch, n-am găsit nimic din lucrurile de la Ilie în CV-ul lui. Interesant, Enoch nu postește 40 de zile. Enoch nu vindecă niciun bolnav, Enoch nu înviază din morți, nu coboară foc din cer, nu face rugăciuni să ploaie sau să închidă cerul, dar are o frază care cucerește împărăția lui Dumnezeu. Știți care e fraza lui? Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și mi-am dat seama că dacă vrei să te califici pentru o viață superioară cerească a împărăției lui Dumnezeu, eu nu mă potrivesc cu Ilie, trebuie să fiu sincer. N-am înviat niciun mort în viață. N-am coborât foc din cer. Nu m-am rugat niciodată pentru ploaie și să ploaie atunci, într-un mod repetat. Nici măcar rugăciuni repetate n-am într-un mod consecvent.
Mă gândesc că mai bine m-aș lipi de Enoch eu, nu știu dumneavoastră. La Enoch e doar fraza asta, a umblat cu Dumnezeu, și mă gândesc cumva să mă potrivesc și eu aici la Enoch. De aceea subiectul acestei serii este umblarea cu Dumnezeu. Dacă dumneavoastră citiți capitolul 5 din Cartea Geneza, o să vă plictisiți. Capitolul ăsta intră într-o rutină, într-o plictiseală, într-o monotonie. Toate frazele sunt ca un refren. Știți ce scrie acolo? Zice, s-a născut, a trăit, a murit. Și refrenul ăsta aproape că e plictisitor. Devine un ritual, monotonie. Dacă citești, parcă îți vine să treci peste. Exact cum cineva spunea că se uita pe geamul de la bloc și vedea un om săpând șanțuri. Și avea atâta râvnă și pasiune omul ăsta să sape șanțuri, încât după câteva zile s-a dus jos la el și a spus, bă, omule, de ce ai atâta pasiune să faci șanțul ăsta? Păi zice, ca să câștig bani. Dar de ce vrei să câștigi bani? Ca să-mi cumpăr mâncare. Dar de ce vrei să-ți cumperi mâncare? Ca să prind putere. Dar de ce vrei să prinzi putere? Ca să sap șanțuri. Și cam asta e toată viața. Un ciclu așa, o roată. Nu v-ați plictisit de rutina zilnică? Te trezești dimineața, mănânci ceva, te duci la serviciu, vii după masă, aduci copilul la orchestră, la fanfară, apoi să ajungi acasă, iar mănânci, te culci și o iei. Sap șanțuri ca să faci bani, să-ți cumperi mâncare, să prinzi putere ca să sap șanțuri. Cam asta e viața. Ei, dar dintr-o dată în textul ăsta ceva explodează. Pentru că dacă vrei să fii diferit de 7 miliarde de oameni și să explodezi din rutina lor, atunci fraza vieții tale trebuie să fie schimbată. Dacă fraza care se repetă este s-a născut, a trăit, a murit, la Enoch are loc o explozie, o strălucire. Aici scrie s-a născut, a început să umble cu Dumnezeu și nu s-a mai văzut. Binecuvântat să fie El. Așa că dacă vrei să ieși din anonimat și din plictiseala vieții, va trebui să schimbi un pic direcția și macazul. Și trebuie să te naști, să începi să umbli cu Dumnezeu și apoi într-o zi n-o să te mai vadă nimeni pe aici. Că o să fii pe alt bulevard unde nici nu-ți închipui cât de frumos va fi. Binecuvântat să fie Domnul. De fapt, Domnul Iisus, știți ce a spus? Zice, eu mă duc să vă pregătesc un... Dar cui a zis? A zis cărturarilor, fariseilor, preoților, dar cui a zis? Dar ce erau ucenicii? Oameni care au umblat cu Iisus în fiecare zi. Și asta presupune o părăsire totală, o lepădare totală de tot ce ai avut până atunci. De aceea, cel mai important lucru, poate nu te potrivești cu Ilie în seara asta, nu știu dacă ai vindecat pe cineva, nu știu dacă ai înviat pe cineva, nu știu dacă ai coborât foc din cer, nu știu dacă ai reușit să postești 40 de zile, dar poți să te încadrezi în CV-ul lui Enoch, să umbli cu Dumnezeu de mână în fiecare zi. Multe din cântările celor care au cântat au fost cu Dumnezeu de mână, dacă ați observat. Unde te duci fără Dumnezeu? Ce faci fără Dumnezeu și dacă nu mergi de mână cu Dumnezeu? De aceea subiectul acestei serii este umblarea cu Dumnezeu care te califică pentru cer. Binecuvântat să fie Domnul. Trebuie să știți fiecare dintre dumneavoastră că umblarea cu Dumnezeu are un început. E adevărat că Nicolae Iorga spunea că românul s-a născut în tinda bisericii. E adevărat, s-ar putea să fii născut într-o familie de credincioși, să fi fost dus de mic la biserică, dar trebuie să știi că direcția ta nu e spre Dumnezeu. Fața ta de când te naști nu e în direcția lui Dumnezeu. De aceea spune că noi umblăm după mersul lumii, după Domnul puterii, îndemnați de firea noastră păcătoasă. E adevărat că copiii poate să vină să cânte, spună poezii, să vină cu dumneavoastră la biserică, dar tu, cu toată biserica la care îi duceți, cu toate poeziile care învățați, fața lor are altă direcție. Și dumneavoastră acasă, în taină, puteți să-i observați pe copii că sunt într-o direcție greșită. De aceea este nevoie de un început al umblării cu Dumnezeu. Adică trebuie să știi, aici scrie textul că la 65 de ani Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Adică trebuie să fie o vârstă. Ceva trebuie să te cerceteze, trebuie să aibă loc o experiență.
Trebuie să aibă loc ceva care să te determină să începi să umbli cu Dumnezeu. E, dacă n-ai avut experiența asta, dacă n-ai avut cercetarea asta, dumneata nu umbli cu Dumnezeu pentru că n-ai avut niciun început al umblării tale cu Dumnezeu. Poți să cânți în cor, poți să cânți în fanfară, poți să și predici, poți să spui și poezii, dar nu însemnează că umbli cu Dumnezeu. Trebuie să știi clar, domnule, la eu pot să spun despre mine, la vârsta de 23 de ani am început să umblu cu Dumnezeu. Nu sunt perfect, dar încerc să am direcția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. A, dar ce l-a determinat pe Enoch să umble cu Dumnezeu? Ce experiență a avut? Că scrie foarte puține lucruri despre Enoch. Dar e ceva care putem să interpretăm în seara asta și spune că la 65 de ani Enoch a născut un copil. Și după nașterea acestui copil a început să umble cu Dumnezeu. Însemnează că la această naștere omul ăsta a experimentat ceva. Dumneavoastră știți că oamenii din Vechiul Testament puneau numele la copii după experiența care o aveau în viață și aveau, dădeau un nume profetic. Cum se numea copilul lui Enoch? Cum i-a dat numele? Dar ce însemnează Metusala? Metusala însemnează când va pleca el, va veni. Adică când va muri copilul acesta, va veni potopul. Însemnează că Enoch, la nașterea acestui copil, a avut o experiență în care a văzut judecata lui Dumnezeu. A văzut potopul peste oamenii nelegiuiți. Dacă citiți la Iuda versetul 14 și 15, o să vedeți că el este primul proroc de la Adam care prorocește și predică și descoperă judecata celor nelegiuiți. Înseamnă că omul ăsta a avut o viziune, a avut o descoperire, a văzut judecata, a văzut potopul și a înțeles un lucru, Enoch, că de potopul ăsta și de judecata lui Dumnezeu nu poți să scapi decât dacă ești de mână cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că Enoch i-a dat mâna, l-a luat din judecata asta și din potopul acesta și l-a răpit într-un mod extraordinar, pentru că a dat mâna cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun, un lucru foarte simplu. Dacă vreți să scăpați de judecata lui Dumnezeu, aveți o singură variantă. Luați-L pe Dumnezeu de mână. Înțelegeți? În seara asta trebuie să-L iei pe Dumnezeu de mână, nu pentru ca să faci parte dintr-o biserică penticostală, ci ca să poți să treci de judecata lui Dumnezeu, poți doar cu Dumnezeu de mână. Binecuvântat să fie El. De aceea vă îndemn în seara asta, așa cum au fost și cântările, nu vă lipiți și nu iubiți un Dumnezeu care nu te poate salva de potop și de judecata lui Dumnezeu. Știți care era Dumnezeul acelui veac? Dumnezeul acela este și Dumnezeul multor oameni care trăiesc în veacul acesta. Se numește materialism. Știți ce spune Biblia când a venit potopul lui Noe, ce făcea generația aia? Ce credeți că făceau? Mâncau, beau, se însurau, se măritau și apoi spune și în vremea lui Not, Lot, zideau, sădeau, vindeau, cumpărau. Dar vreau să vă întreb, e ceva greșit aici? Dar vreau să vă întreb, Noe mânca ceva? Sau ținut post 100 de ani? Deci Noe mânca ceva înseamnă că și el sădea. Dar și el locuia cu familia undeva, și el era căsătorit, și el era însurat. Dar prioritatea în viața lui Noe nu erau lucrurile astea pământești, ci era corabia. El punea în pământ doar ca să poată mânca, să se ocupe de corabie. Adică dacă faci din materie sau din lucrurile pământești un scop, un țel al vieții, s-ar putea să te prăbușești foarte tare. Prioritatea vieții dumitale trebuie să fie corabia. Trebuie să fie salvarea a ta și a familiei tale, binecuvântat să fie el. Ei, materialismul te captează atât de puternic încât faci un obiectiv din a-ți face casă, din a zidi, din a mânca, din a bea. Tu nu poți dacă duminica nu împlânzi furculița în grătar. Nu poți dacă nu bei Coca-Cola la masă. Asta e o mare problemă, oameni buni. O grămadă de credincioși când îi întreb duminica unde-s, la iarbă verde, la grătar. Dar dumneavoastră n-ați înțeles care e prioritatea. Care e prioritatea? Corabia. De-aia noi ne lăsăm de lucrurile pământești în timpul săptămânii. Când aveți adunare? Joia, dumneavoastră, ce prioritate aveți? Corabia, nu? Aveți biserică în stil de corabie. Așa, aveți așa un așa frumos de taie apa toată. Și merge înainte, înțelegeți? Deci,
Nu vă puneți încrederea și nu faceți și nu vă lipiți și nu iubiți un Dumnezeu care nu vă poate salva de potop. Noi asta ați auzit de Titanic. Vaporul care s-a scufundat. Știți ce s-a întâmplat atunci? Primii care au fost anunțați că a lovit un iceberg și se scufundă vaporul au fost oamenii de clasă înaltă, de clasă superioară. Și ăștia au fost invitați primii să urce în bărcile de salvare. Și când ăștia au plecat, au lăsat toate bogățiile, toate diamantele, toate bijuteriile înăuntru și ăștia dintr-o clasă mai inferioară s-au dus cu mâine și când au văzut ei atâtea bogății, atâtea diamante și bijuterii, au zis, ăsta e momentul nostru de glorie, cel mai mare moment din viața noastră. Și au băgat mâinile în toate averile oamenilor bogați. Dar a fost o chestiune de timp. Pentru că știți unde s-au dus cu toate bogățiile în mână? Unde s-au dus? Pe fundul oceanului. E o chestiune doar de timp. Va trebui să înțelegeți că pământul ăsta este un vas plutitor. Știința și Biblia are o alertă de gradul zero. Vasul acesta se scufundă. Și noi știți ce facem? Mai m-am luat un mașină. Extraordinar! Mai am făcut un etaj la casă. Yes! Ce, m-am cumpărat un costum Armani. Extraordinar! Și atâta ne bucurăm noi cu mâinile împlântate în bogățile acestei lumi și uităm că e o chestiune doar de timp și ne vom trezi în fundul iadului arzând mai bine. Pentru că dacă ești țintit spre lucrurile materiale, trebuie să știi că lucrul ăsta îngreuiază situația ta de a merge în cer și te face să fii mai rău. Eu am citit o rugăciune din Cartea Sfântă, foarte interesantă, un om înțelept, mai înțelept ca noi. Și omul ăsta a zis așa când s-a rugat. Nu-mi da ce? Bogăție. Dumneavoastră v-ați rugat vreodată așa? Dar știți că cu cât sunteți mai bogați, cu atâta situația e mai grea de a merge de mână cu Dumnezeu în cer. E, dacă ai obiectiv să te îmbogățești, dacă ai obiectiv și prioritate lucrurile acestea pământești, te vei trezi în fundul iadului arzând mai bine. Prioritatea noastră, nu că noi nu muncim, și noi muncim, și noi câștigăm bani, și noi ne îmbrăcăm, și noi suntem căsătoriți, și noi avem copii, dar facem toate lucrurile astea secundare pentru ca să împlinim prioritatea, salvarea și corabia. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Noi toți spunem că suntem urmașii Domnului Iisus, nu? Și dumneavoastră. Nu știu dacă poți să mă ajuți cu câteva versete. Ne uităm la modelul Domnului Iisus și vrem să mergem în direcția Lui. Vreau să vă întreb, ce poziție, ce principii a avut Domnul Iisus când a mers cu Tatălui de mână pe pământul ăsta? Foarte interesant. Știți că 30 de ani a făcut parte dintr-o familie. Ce a lucrat 30 de ani? A fost fiul unui tâmplar, asta însemnează că a lucrat tâmplărie, dar niciodată în viața lui n-a făcut un scop să devină un tâmplar renumit, să devină un tâmplar bogat. El lucra doar ca să-și câștige existența ca mijloc de trai pentru el și familia care o avea. Dar n-a avut ca prioritate, ca țintă, să devină renumit sau bogat. Pentru că și tâmplarii care lucrează în ziua de astăzi pot să fie niște oameni bogați. Bine, și când a intrat în lucrare la 30 de ani, n-a mai câștigat. De unde avea? De unde avea resursele? Nu știu dacă poți să pui Luca, capitolul 8, versetul 2. Deci mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli, Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Susana și multe altele care îl ajutau. Deci de unde se descurca el? Oamenii din jur, chiar și femeile astea, îl ajutau cu ce aveau și când primea ceva și acumulau, puneau într-o pungă. Și la punga asta exista un casier. Cine era casierul? Iuda. E, în momentul când Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus, dacă poți să pui Ioan capitolul 13, versetul 27, în momentul când l-a vândut, zice, cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Și fiți atenți mai departe, 28. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe, adică ce ai de făcut, fă repede. Și la versetul 29,
Unii credeau că pe vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună. Adică astea erau principiile de viață ale Domnului Iisus și ăștia ucenicii deja știau cumva ce i-ar spune Domnul Iisus la Iuda. Fiți atenți cele două principii de viață din viața Domnului Iisus. Cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva. Deci care sunt cele două principii după care mergea Domnul Iisus? Cumpără ce-ți trebuie și doi, dă săracilor. Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră vă cumpărați doar ce vă trebuie? Să vă pun câteva întrebări. Chiar credeți că este necesar ca un copil pe clasa 6 să aibă la școală iPhone 10? Credeți că e necesar? Trebuie? Dar cine credeți că îi cumpără iPhone 10? Fratele și sora din biserică care nu mai merg de mână cu Dumnezeu. N-au direcția Lui. Dumneavoastră poate aveți impresia că sunteți de mână cu Dumnezeu, dar de mult nu mergem în direcția Lui Dumnezeu. Lasă-te rog principiile alea că-s bune acolo. Deci, cumpără ce îți trebuie. Vreau să vă întreb, o soră trebuie neapărat, îi trebuie o poșetă cu 800 de euro? Dar ce pui în ea? Îți trebuie neapărat, chiar îți trebuie să-ți cumperi o plasmă cât-i peretele? Chiar îți trebuie un costum de la Armani cu 20 de milioane? Spunea un frate, zice, când mi-am comandat mobila de bucătărie, numai aparatul de făcut cafea a costat 1000 de euro. Deci m-am și apucat de cafea, că n-am băut până atunci. Măcar să scot părleala, zice. Păi, dar vreau să vă întreb, chiar îți trebuie un aparat de cafea cu 1000 de euro? Chiar îți trebuie papuci cu 10 milioane? Chiar îți trebuie poșetă cu 500 de euro? Chiar trebuie să mergi cu Jaguarul? Dar cumpără ce-ți trebuie. Acum când noi vorbim și discutăm despre asta, vă rog frumos să nu încercați să vă judecați unii pe alții. Că nu-i bine să ne amestecăm în treaba altuia și în familia altuia, pentru că depinde ce ai nevoie. Noi la Oțelul Roșu avem un păstor la Biserica Pentecostală, are 18 copii. Și-a făcut o casă cu mai multe camere. Și eu în râvna mea, cum eram așa, am început să-l judec. Doamne, pe păstorul ăsta trebuie să-și facă o casă cu mai multe camere acum. Dar cineva mi-a pus întrebare, zice, tu câți copii ai? Eu am 4 copii, Domnul să-i binecuvânteze. Dar atunci aveam vreo 2-3. Zice, vreo 2-3, nu mai știu cât am zis că am, câți copii am. Dar zice, câte camere ai? Păi zice, am un apartament cu 4 camere. Deci dacă ai 2 copii și ai 4 camere, vine un copil la 2 camere. Ăsta are 18 copii și se presupune că are 7, 8, 10 camere. 9 camere. Cât vine la 19 copii? Jumătate de cameră. Deci, trebuie să-ți cumperi ce-ți trebuie. Dacă omul ăla are 18 copii, trebuie să stea într-o casă cu 10 camere. Trebuie să-și cumpere că-i trebuie. Dar eu dacă am numai 2 copii sau 3 copii, pot să stau în apartament cu 3 camere. Dar când vezi, domnule, are un copil, câte case ai? 3. Câte mașini? 2. Bă, cu un copil. Cumpără ce-ți trebuie. Ăsta e principiul de viață al Domnului Iisus. Și al doilea principiu, dacă ai mai mult decât îți trebuie, ce să faci? Dai la săraci care n-au să-și cumpere ce le trebuie. Nu-i frumoasă viața Domnului Iisus? Cumperi ce trebuie, dacă ai mai mult, dai la săraci care n-au să-și cumpere ce le trebuie. Eu am probleme de sănătate și cu alergiile și cu sinuzita și mi-am cumpărat de la farmacie un aparat cu aerosol să-mi fac și îmi prescrie doctorul și am dat vreo 2 milioane și ceva pe el, dar după aia au venit la Lidl la reducere 70 de lei. Și atât am părut de rău că îi zic lui nevastă, mai ia unul. Ia-l și pe ăsta cu 70 de lei. Nu-mi trebuie, dar să fie. L-am pus pe dulap.
Și m-am gândit, Doamne, păi sunt familii care au copii cu ast bronșic. Ar vrea să facă un aerosol cu medicament, dar n-au ce le trebuie. Eu țin aparatul pe dulap și vin în fața dumneavoastră, fraților, calea îngustă, să mergem pe ea, dar nu-i cu două aparate. Și cine are două haine, pe calea asta îngustă nu intri numai cu o haină. Una trebuie... Înțelegeți ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu? A merge cu Dumnezeu de mână înseamnă să scap de judecată. Dar a scăpa de judecată și a merge cu Dumnezeu de mână înseamnă să nu spui încrederea într-un Dumnezeu care nu te poate salva de la potop și de la judecata. Și asta însemnează să fii atent la principiile Domnului Iisus, că dumneata le zici că ești de mână cu Domnul Iisus. Atunci trebuie să avem direcția asta. Ne cumpărăm ce ne trebuie și când avem peste ce ne trebuie, dăm la săraci. Vreau să vă întreb, în Vechiul Testament nu era același principiu? Dacă cineva culegea mai mult de un omer, ce trebuia să facă ce avea în plus? Să-l dea la ăla care nu a reușit să adune atât. Era o rație pentru fiecare. Dumneata le aduna mai mult, nu-i nimic. Ai ce-ți trebuie, mai mult decât ce-ți trebuie, dai la săraci. Dumneavoastră vă gândiți cum de Domnul Iisus Hristos n-a fost un bogat. Ăștia cu Evanghelia Prosperității zice, nu contează, dacă vrei verde mașina, mașină verde să ceri. Dar vreau să vă întreb, Domnul Iisus, apostolii nu puteau să fie bogate. Vreau să vă spun un lucru, dacă sunteți cântăreți buni și ești predicator bun, numai în țara asta faci bani. Nu te lasă nimeni să pleci cu buzunarul gol. Dacă aș mai avea și dar de vindecare și m-aș duce la fratele și aș învia copilul mort, păi dumneavoastră chiar credeți că fratele m-ar da drumul cu buzunarele goale? Dar de ce Domnul Iisus și ucenicii n-au fost cu buzunarele pline? Pentru că ei când aveau ceva de mâncare, când aveau niște pâini, niște peștișori, ce ziceau? Dați-le să mănânce la mii de oameni. Și atunci ei nu puteau să îmbogățească, că ei când aveau mai mult decât ce le trebuia, dădeau mai departe. Am fost odată la ieșirea unui păstor în pensie și ne-a pus pe fiecare să avem un speech așa scurt. Dar fratele Petrică Găină s-a uitat și a avut un cuvânt așa îngust și la propriu și la figurat și a spus, zice, eu îl cunosc pe păstorul ăsta de când a intrat în lucrare. Când a intrat în lucrare, a intrat cu o bicicletă. Și când a ieșit la pensie, a ieșit tot cu o bicicletă. Când intri în lucrare cu o bicicletă și când ieși din lucrare, bicicleta se transformă în chiu. Acolo e o problemă. Adică ai intrat cu o bicicletă și ieși la pensie cu Q. Am fost la o conferință cu slujitori, cu păstori și era cineva reprezentativ din comunitate, din cult și toți păstorii, lucrătorii, că suntem săraci, că... Dar zice fratele care conducea conferința, zice, vreau să mă arătați printr-un semn toți lucrătorii care acum sunteți mai săraci decât atunci când ați intrat în lucrare. Liniște. Toți aveam mai mult. Chiar dacă n-ai trecut de la bicicletă la Q, poate la Logan tot ai ajuns. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Slăvit să fie numele. Deci, astea sunt două principii. Dacă vrei să scapi de judecata lui Dumnezeu, trebuie să ai aceeași direcție cu Dumnezeu de mână, binecuvântat să fie El. Direcția are principii de viață. Principiile sunt, cumpără ce-ți trebuie și dacă ai mai mult decât trebuie, dă la săraci. Frați, așa ori cântat. Doamne, ai milă de noi. Dar știți câți ani a trăit Metusala? Dar de ce vi se pare că Dumnezeu a dat cea mai longevivă viață de pe pământ? Adică omul ăsta reprezenta când pleacă, vine potopul și Dumnezeu zice, vă dau un timp de 1000 de ani.
să mergeți în direcția bună. Slăvit să fie numele Lui. Știți care e bunătatea lui Dumnezeu? Că după ce îți explică principiile, după ce spune că de judecată poți scăpa cu El de mână, după ce îți arată care e direcția Lui, zice, îți dau timp. Și în seara asta este un timp să lei pe Dumnezeu de mână și să mergi în direcția Lui. Binecuvântat să fie El. Și îți dă timp Dumnezeu de zeci de ani. Îți dă Dumnezeu timp de săptămâni, de luni, de zile. Nu vreți și dumneavoastră în seara. Știți ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă să te întorci în direcția lui Dumnezeu. Să te uiți cum a mers Fiul lui Dumnezeu pe pământul ăsta și să mergi și dumneata în aceeași direcție. Doamne, ai milă de noi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru atâta har și atâta bunătate și atâta timp care ne-l dă. Să știți că și la cei mai răi oameni, nu știu dacă poți să pui, pune dacă poți Apocalipsa 2:20, să vedeți cui a dat timp să se pocăiască. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Isabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se întoarcă din direcția ei, dar nu vrea să schimbe direcția. Asta înseamnă pocăință. O schimbare de direcție după mersul Fiului lui Dumnezeu. Adică Fiul lui Dumnezeu merge într-o direcție, dumneata le iei de mână și mergi după El, binecuvântat să fie El. I-a dat timp lui Nebucadnețar când s-a dus profetul Daniel la el și a spus, pune capăt păcatelor tale. Știți cât timp i-a dat? Zice, după 12 luni. Împăratul ăsta a nebunit pentru că a avut 12 luni la dispoziție să-și schimbe direcția. Când a fost vorba de Noe și de corabie și oamenii și generația care trăia atunci, au avut peste 100 de ani, plus 7 zile, ușa deschisă. Și a schimbat cineva direcția? Doamne, ai milă de noi! Mulțumim că Metusala arată că avem un timp de har și în seara asta noi ne putem schimba direcția. Ăsta a fost primul punct și nu mai am decât un punct spre final. Deci, umblarea cu Dumnezeu are un început. Trebuie să începi să umbli în direcția lui Dumnezeu, cu Dumnezeu de mână, și nu iubi și nu te lipi de lucrurile astea pământești, care numai îți îngreuiază situația și te face mai rău, pentru că astea nu te vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Ai un timp de har, schimbă-ți direcția, mergi după principiile lui Dumnezeu. Cumpără în viață din punct de vedere pământesc ce-ți trebuie și nu judeca pe altul, că poate la altul are servicii în casă, mai mulți, 10-12 persoane au servicii la diferite firme, poate trebuie două mașini, nu e nicio problemă, cumpără-ți două mașini dacă îți trebuie. S-ar putea unul să facă 10.000 de kilometri într-o lună și altul să trebuiască mașină să facă 500 de kilometri în 6 luni. Păi ăla care face 10.000 de kilometri să-și cumpere o mașină mai bună. Ăla care face numai 500 de kilometri să-și cumpere ce? Bicicletă. Nu, chiar bicicletă nu, dar un Matiz măcar. Înțelegi? Adică tu vezi nevoile, eu nu te pot judeca. Că eu am văzut că în momentul când predic câteodată, oamenii sunt atât de fericiți unii dintre ei, zice, bă, ce l-o atins pe ăla. Dar eu nu vreau să ating pe ăla, eu vreau să te ating pe tine, dumneata, în dreptul dumitale. Uită-te dacă mergi de mână cu Dumnezeu după principiile Domnului Iisus, dacă dumneata când te duci acum acasă și deschizi ușa, tot ce ai în casă îți trebuie? Dacă deschizi dulapul, tot ce ai acolo îți trebuie? Păi atunci de ce mai cumperi? Doamne, ai milă de noi! Amin. Și avem un timp de har, Metusala, care ne ajută Dumnezeu în timpul ăsta să ne schimbăm direcția dacă vrem să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi! Și al doilea lucru care vreau să vă spun, umblarea cu Dumnezeu presupune continuitate. Omul ăsta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, nu așa. Așa, și asta presupune, ca să ai continuitate, o mare credință. Pentru că umblarea cu Dumnezeu nu este vizibilă, oameni buni. Cele mai multe lucruri în jurul căruia umblăm, noi nici nu le vedem. Dumneavoastră vă vedeți inima? Plămânii, atomii, celulele, vedeți ceva? Noi umblăm cu atâtea lucruri care nu se văd, umblăm prin credință. Cu Dumnezeu de mână nu înseamnă trupește, ci spiritual. Mergi în aceeași direcție, dar câteodată când mergi cu Dumnezeu în călătorie mână de mână, viața devine mai grea, devine mai apăsătoare, sunt încurcături.
Sunt situații dificile, nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Te rogi lui Dumnezeu și tot ce primește inima ta este o tăcere deplină. Și începi să strigi la Dumnezeu, ce se întâmplă? Am plecat de mână cu tine, dar nu-i cum am crezut eu, e altceva. Am rămas singură, singur, sunt bolnav, cineva mă părăsește, oamenii mă marginalizează. Și atunci va trebui să înțelegem fiecare dintre noi că în călătoria asta cu Dumnezeu de mână trebuie să avem continuitate și rezistență și asta presupune o mare credință. Pentru că sunt multe lucruri care nu le vezi. De aceea Domnul Iisus a dat un principiu la rugăciune și a spus, a lăsat pilda aceasta și ne-a spus lucrurile acestea ca să se roage și să nu se... Dar ce scrie în pilda asta? Zice, voi credeți că El nu va veni să facă dreptate aleșilor săi, măcar că... Adică există un timp de zăbavă pe care nu-L înțelegi. Există un timp în care Dumnezeu nu răspunde la nicio rugăciune. Există un timp dificil, care e greu de depășit. Și acolo zice, dar nu va face El dreptate aleșilor săi când va veni în curând, dar va găsi El ce? Adică cei mai mulți oameni în timpul ăsta de zăbavă se prăbușesc. Nu rezistă până la capăt să vadă răspunsurile și minunile lui Dumnezeu la rugăciunile care le fac. Și dă acolo exemplu despre o văduvă. Dumneavoastră știți ce înseamnă văduvă? Înseamnă o persoană frântă, ruptă, pusă cu viața la pământ, singură, disprețuită, marginalizată, fără să aibă pe nimeni și nimic. E femeia asta care avea presiunile vieții, pe lângă astea, mai avea un lucru, avea un pârâș. Știți ce făcea pârâșul ăsta? Toată ziua o înțepa, toată ziua o rănea, toată ziua o jignea. Și ea se ducea la un judecător la poartă și bătea. Fă-mi dreptate, ce zice judecătorul? Pleacă acasă. Și pe lângă situația care o am că-s văduvă și singură, pe lângă situația că am un pârâș care mă jignește, nu-i suficient, am și un judecător care de oameni nu se rușinează și de Dumnezeu nu-i frică și în fiecare zi zice, pleacă acasă, nu-ți fac dreptate. Vreau să vă întreb, văduva asta când trecea în casă, cum stătea pârâșul în poartă când o vedea? Dar femeia asta a avut un lucru, știți care a avut? Ce lucru a avut? N-a renunțat, toată ziua zi. Mă duc la rugăciune, mă duc la stăruință, mă duc la biserică, cânt în continuare, spun poezii în continuare. Cei mai mulți oameni în timpul ăsta se prăbușesc. De aceea Dumnezeu nu face lucrări mari, pentru că n-are oameni care să fi trecut timpul ăsta de zăbavă în rezistență și în credință. Și de aia nu avem răspunsuri mari, pentru că ne prăbușim. Doamne, ai milă de noi! Va trebui în fiecare zi te duci, în fiecare zi primești refuzuri, nimic, bați în continuare, zice, nu te lași. Una dintre sfintele care a trăit pe pământul acesta a spus așa, dacă te urci într-un tren și trenul intră printr-un tunel și tot întunecat, ce faci? Sari afară din tren? Dar ce faci? Aștepți cu încredere că mecanicul trenului te va duce la capătul tunelului unde va fi lumină. Trebuie să înțelegeți că fiecare dintre noi intrăm cu trenul vieții într-un tunel și lumina e la capăt. Știți ce fac cel mai mulți? Sar din tren. Nu mai rezist. Nu mai suport. E prea mult întuneric. Trebuie să fac ceva în situația în care sunt eu. Și începe acțiunea ta, ai sărit din tren și nu vei vedea niciodată minunile lui Dumnezeu. Rămâi în tren chiar dacă e noapte. Rămâi în tren chiar dacă călătoria e lungă. Rămâi în tren chiar dacă situația ta e dificilă. Lumina este la capătul tunelului. Dumneavoastră n-ați citit de Domnul Iisus când a fost pălmuit, când a fost cuipat, când a fost răstignit. Zice, este ceasul vostru și ceasul întunericul. Există un ceas de întuneric care trebuie să-l străbați. Nu primești decât părăsiri, nu primești decât acuzații, nu primești decât scuipaturi, nu primești decât pâlni, nu primești decât răstignire. Și atunci când treci prin ceasul ăsta, ține minte ce spun. Ține-ți gura, nu vorbi mult. Pentru că va veni o zi a învierii când poți să vorbești. E, dar foarte puțini oameni trec de ceasul ăsta, inclusiv Domnul Iisus a strigat, Doamne, dacă se poate, depărtează ce?
fă-mă să nu trec pe aici, o să treci și tu ca Domnul Iisus, nu o să înțelegi multe lucruri, o să strigi la Dumnezeu, dar dacă reziști în credință până la capăt, vei vedea puterea lui Dumnezeu. În umblarea cu Dumnezeu trebuie să existe un început, dar trebuie să existe o continuitate și asta presupune credință. Viața ta va fi grea, vei avea copii, vei avea boli, vei avea necazuri. Trebuie să reziști până la capăt ca să vezi lumina de la capătul tunelului. Binecuvântat să fie El. Și mai există un lucru care vreau să vă spun și cu asta vreau să închei. Am auzit un predicator spunând câteva lucruri foarte frumoase care vreau să le împărtășesc la final. A mărturisit despre un american. Bărbatul ăsta din America a avut el pasiunea asta să traverseze America de la un capăt la celălalt. A durat 6 ani. 6 ani și-a luat un câine cu el, a avut accidente, a fost jefuit, a fost bătut, a fost internat în spital săptămâni de zile, dar în 6 ani a ajuns la capăt. Când a ajuns la capăt, reporterul a luat interviu. Zice, ți-a venit vreodată să renunți, să te oprești? Zice, cum să nu? Zice, când? Când ți-a murit câinele? Nu. Când ai fost internat în spital? Nu. Când ai fost bătut și jefuit? Nu. Dar când? Zice, când îmi intra câte o petricică în papuc. Atunci nu mai puteam și venea să mă opresc. Ascultați-mă, la foarte mulți dintre noi în umblarea cu Dumnezeu le-a intrat pietre în papuci și pe mulți i-au făcut să se oprească. Și una dintre petricicile alea intrate în papuc se numește jigniri neiertate. Vreau să vă întreb, v-a rănit cineva vreodată? V-a durut? A stat ore în noapte și inima a iertat? Dumnezeu zice, dacă vreți să mergeți de mână cu mine, trebuie să dați iertare la toți cei care v-au jignit. Noi trăim pe un pământ în care noi facem rău și ni se face rău. Există cineva care nu face rău de aici? Există cineva care n-a jignit, n-a rănit pe nimeni niciodată? Na, și alții îți vor face ție la fel. Și îți intră petricica în papuc și nu mai reziști în miez de noapte. N-ați citit despre Ștefan. Ăștia când dădeau cu pietre în Ștefan, unde se uita Ștefan? La Iisus, să nu-L piardă pe Iisus de mână. E, ce se întâmplă? Când îți dă cineva cu piatra în spate, care e reacția? Cine o dat? Și tu l-ai pierdut pe Iisus. Și următorul lucru, după ce zici cine o dat, am spus asta la o soră, soră, am auzit următorul lucru despre dumneata. Și cine ți-o zis? Asta e primul lucru. Nu e importantă corectarea. Cine a zis? De ce? Pentru că noi când ne rănește cineva din cauza durerii, ne uităm cine o dat, îl lăsăm pe Domnul Iisus de mână și luăm și noi o petricică să-i dăm înapoi. Și Dumnezeu zice, așa de mână cu mine nu puteți umbla. Va trebui să dați iertare la toți cei care v-au jignit. Aveți colegi de clasă, de bancă, aveți colegi de serviciu, aveți în familie, oameni în societate care v-au rănit, în biserică. Sunt atâția oameni care din cauza jignirilor neiertate nu mai slujesc. Nu mai vin la biserică, au părăsit cercurile de rugăciune. Ascultă-mă, dumneatale, nu mai mergi de mână cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice că dacă nu iertați, nu puteți să mergeți de mine, cu mine de mână. Predicatorul ăsta de care vă povesteam, m-a pus o întrebare la el la adunare, deși este un predicator care face chemări la pocăință și oamenii se pocăiesc în țară. Dar a făcut o chemare interesantă. A zis, astăzi fac o altfel de chemare. Dacă este cineva aici care are ceva cu cineva, să ridice mâna sus. Vă pun și o întrebare. Dacă este cineva care are ceva cu cineva, să ridicați o mână. Nu, așa a fost și acolo. Cu o diferență, unul a ridicat, aici niciunul. Aici toți sunteți niște sfințișori care vă înghesuiți spre cer. Nu mai aveți timp de iertare. Și predicatorul ăsta, când a văzut ce se întâmplă, numai unul a ridicat mâna, a zis așa, nu vi rușine. E Sfânta Duminică și voi mințiți în biserică. Chiar n-aveți la cine să iertați nimic? Dar dumneavoastră de ce ați făcut evanghelizare? Cine vreți să pocăiască?
A, dumneavoastră ați făcut evanghelizare, să pocăiască alții. Nu. Uitați-vă ce jigniri aveți, ce trădări. Și mergeți și dați iertare de plină, pentru că sunt mulți oameni în biserică care nu mai merg de mână cu Dumnezeu, nu mai cântă, ce cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea, așa e și dumneatale. Doi, o altă pietricică din papuc care te face să te oprești din umblarea cu Dumnezeu este spiritul de judecată. Vreau să vă pun o întrebare foarte simplă. Dumneavoastră în fiecare zi despre greșelile cui vorbiți? Ale dumneavoastră sau ale altora? Deci în fiecare zi dumneavoastră când vorbiți despre greșelile cui vorbiți? Ale dumneavoastră sau ale altora? Asta arată în ce direcție mergeți. Dacă mergi în direcția către cer cu Dumnezeu de mână, ia gândiți-vă că plecați cu un avion și urcați la 10.000 de metri înălțime și vă uitați la dușmanul dumneavoastră pe pământ. Câte greșeli vedeți? Câte? Dar de ce nu vedeți nicio greșeală? Pentru că te duci către cer. Cu cât umbli cu Dumnezeu de mână către cer, tu nu mai vezi nici pe el. Tu te uiți la tine, Doamne, eu vin acolo, iartă-mă, ai milă, Doamne, nu merit, sunt un păcătos. Ei, când ești pe pământ, asta și pe pământ. Numai gura-i de la amvon. Că numai programe la biserică. Dar dumneata, pe unde ești, pe pământ sau prin cer? Doamne, ai milă de noi. Amin. Trebuie să te uiți să vezi ce vezi mai bine, bârna din ochiul tău sau dumneavoastră ce vedeți mai bine? Ce vorbiți mai mult? Despre paie? Dar nu vreți să vorbiți despre bârne? Dumneavoastră, eu la fratele cât cunosc? A vorbit și el 5 minute, pot să găsesc un pai la el. Dar eu care mă cunosc pe mine în fiecare secundă, 24 de ore, nu pot să văd bârnele de la mine. Trebuie să mă ocup de paiul lui. Că unii când vă duceți acasă, faceți la masă emisiunea Observator. Puneți la masă copii, nevasta, băi, cum ori cântat ăștia, băi? Dar predicatorul ăsta cum vorbi, băi? Și începeți cu judecata, și începeți. Dar nu te duci acasă, băi, bă, nevastă, am văzut în seara asta o bârnă. Am participat la o slujbă împreună cu fratele Petrică Găină și venise un băiat din Londra care studiază și el la seminar biblic și fratele Petrică zice, în seara asta vorbește băiatul. S-a ridicat o predică de 2 minute avut. A zis așa, azi dimineață m-am certat cu mama. Am vorbit mai apăsat, zice, cred că trebuie să mă duc acasă să mă împac cu mama și după aia să vorbesc. S-o dus, s-o pus jos. Dumneavoastră ați auzit, vă predică de asta. Când ai predicat ultima dată așa despre tine? Noi toți am rămas, eu am auzit în viața mea o predică așa, 2 minute scurte, dar fratele Petrică zice, bună predică. Dar n-am prea auzit de astea. Nu vine nimeni să trimită un bilet aici cu bârna din ochiul lui. Toată lumea are probleme cu paiele din ochii altora. E spiritul ăsta de judecată, dacă l-ai pe Domnul Iisus, a zis așa, eu n-am venit ca să judec lumea, ci lumea să fie salvată, mântuită. Zice, eu nu judec pe nimeni, zice, omul este rânduit să moară o singură dată și după aceea ce vine? De judecata vine după moarte. Acum ai un timp să o iei în direcția bună, nu trebuie să ne judecăm, că toți greșim. Eu nu vorbesc acum de judecata din biserica prezbiterilor împotriva unui păcat care se face în biserică. Eu vorbesc de viața noastră de zi cu zi, în care ne încadrăm toți ca și lumea în spiritul ăsta de judecată și ne ocupăm zi de zi de greșelile altora. Vreau să vă întreb, ați îndreptat România? Ați îndreptat-o? Ai vreun partid așa care stea linie? Că dumneavoastră toată ziua vorbiți de politică sau de nu știu cine. Oamenii pierd, câștigă, greșesc, se ridică. Crezi dumneavoastră dacă stăm noi acasă și judecăm toate paile, rezolvăm ceva? N-ar fi mai bine să facem cavameșul?
Te bați cu pumnul în piept datorită bârnelor care le ai. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun, o altă pietricică din papuc care te împiedică să mergi cu Dumnezeu de mână, sunt prieteniile greșite sau tovărășiile rele. Zice că strică ce? Îți strică umblarea asta cu Dumnezeu și sunt niște prietenii greșite care le ai în lume. Dumneavoastră ați auzit cazul lui Iona. Iona în corabie, ăștia s-au împrietenit cu Iona și datorită acestei prietenii, unde se ducea corabia? Să scufunda. Ce au trebuit să facă să nu se scufunde corabia? Ascultă-mă ce spun. Dacă ai prietenii și tovărășii greșite și rele, aruncă-l pe Iona peste bord. Dă-i drum. Dar frate, trebuie evanghelizat, lasă-l evanghelizeze balena. Tu aruncă-l. Vezi că Iona te duce la vale, dă-i drumul peste bord. Vezi că prietenia asta sare peste limită, aruncă, leapă-te de ea. Nu e interesant că cei mai mulți oameni din biserică găsesc prietenii în care merg prea departe, se duc la chefurile lor, la ospețele lor și întreb, băi, dar de ce faceți lucrul ăsta? Sunt prietenii noștri, ținem la ei. Da, dar prietenile noastre au o limită. Știți care e limita? Eu sunt prieten cu oricine din lumea aceasta, ca și Domnul Iisus, atâta timp cât putem să vorbim din Biblie, să slăvim pe Dumnezeu, să vorbim despre lucruri frumos, suntem prieteni, păstrăm prietenia. În momentul când cineva înjură, bleastă-mă, eu trebuie să arunc momentul ăla de prietenie peste vasul vieții mele, pentru că nu mă scufund și eu. Dacă cineva fumează în fața mea și îmi dă fumul în nas, eu trebuie să plec. Arunc prietenia asta peste bord. Asta nu însemnează, e momentul ăla de prietenie. Mâine o să vorbesc din nou cu el, cât pot despre Dumnezeu, cât pot despre ajutat, despre a iubi. Dar în momentele când se depășesc lucrurile astea, eu nu mă pot duce la un chef unde se cântă despre mândruță. Eu trebuie să arunc prietenia asta peste bord, pentru că nu-mi face bine. M-a venit cineva, un om așa din stins, care a făcut o nuntă mare și m-a invitat și pe mine în sală la nuntă. Dar el știa răspunsul meu, nu știu, a vrut să mă verifice. Dar și eu i-am făcut bucata. Vine la mine, zice, vreau să vă invit la nuntă. Dar eu zic, vin. Zice, cum? Zic, vin. Veniți, da! Zic, vin cu Biblia. O oră vă predic. Deci am știut eu că nu veniți. Deci îmi spunea el să nu mai vin. Dar eu vin. Prietenia mea cu tine este acceptabilă, are o limită cât pot să port cartea asta. Dacă pun cartea asta pe o masă și îmi spui că nu-i voie, eu trebuie să părăsesc prietenia aia. Mâine o reluăm dacă vrei. Dacă nu pot să mă ridic în picioare să fac o rugăciune, nu-i locul meu acolo, trebuie să părăsesc locul. Aruncați prietenile astea peste bord, pentru că vă opresc din umblarea cu Dumnezeu. Tu trebuie să-i spui prietenului tău din lume, bă, noi suntem prieteni, eu te iubesc. Când e vorba de ajutor, eu sar primul, eu te ajut, eu vin la tine acasă, eu muncesc dacă trebuie. Dar prietenia noastră are o limită. Când depășește secțiunea cuvântului lui Dumnezeu, eu merg cu Dumnezeu de mână. Eu nu pot să-L las pe Dumnezeu de mână ca să merg cu tine. Sunt prietenii care trebuie aruncate peste bord, pentru că te opresc din călătoria ta de mână cu Dumnezeu. Și dacă ai continuitatea asta, care presupune credință, și dacă scoți toate petricelile din papuc, ca ăla care a ajuns în 6 ani la capăt, vei ajunge și tu. Dar de-aia vorbește numai de 2. Adică sunt foarte puțini oameni care le-au de mână pe Dumnezeu și merg până la momentul când nu se mai văd și momentul ăla îl decide Dumnezeu. Până la momentul ăla trebuie să umbli cu Dumnezeu de mână. Doamne, ai milă de noi. Amin. Timpul meu a expirat, hai să ne ridicăm pentru o rugăciune. Aș vrea dacă cei care cântă aici poate să cânte cu Iisus în lumea asta, să vă gândiți la cântarea aceasta. Restul dintre dumneavoastră aș vrea pentru câteva secunde înainte de a ne ruga să încercăm să facem liniște, să ne gândim la viața noastră.
Poate nu ești ca Ilie, n-ai făcut minuni, n-ai coborât foc din cer, n-ai înviat pe nimeni, n-ai vindecat, dar poți să fii ca și Enoch, să umbli cu Dumnezeu. Poate că ești în seara aceasta aici și n-ai avut un început al umblării cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un timp de ani de zile în care să schimbi direcția. A umbla de mână cu Dumnezeu înseamnă să mergi după principiile Domnului Iisus. Du-te acasă și nu mai trăi pentru pământul ăsta și pentru materie care nu te va salva de la judecată și de la potop. Nu sluji un Dumnezeu care nu te poate scăpa de focul care va veni. Slujește-i lui Dumnezeu și ai ca prioritate corabia, salvarea. Mergi în principiile lui Dumnezeu câți ani îți dă El până când n-o să te mai vezi și Dumnezeu decide să te ia de pe pământul acesta. Dacă ai necazuri, dacă ai suferințe, dacă ai greutăți, spune-i lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, ajută-mă și pe mine să merg mai departe. Mărește în credința și nu mă lăsa. Scoate pietricelele din papuci. Iartă toate jignirile care le-ai avut. Termină cu simțul acesta sau spiritul de judecată. Ocupă-te de bârnele tale și plânge-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai prietenii care te-au depărtat de Dumnezeu, nu renunța la Dumnezeu, renunță la prieteniile astea. Pentru că cel mai frumos lucru este să mergi cu Dumnezeu de mână. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu. Înainte țara mea, înainte-i Dumnezeu, deși calea e îngustă și plină de încercări, cu Iisus ajunge voi în veșnicie. Hai să cântăm împreună cântarea aceasta înainte să ne rugăm. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu, înainte țara mea, înainte Dumnezeu, deși calea e îngustă și plină de încercări, cu Iisus ajunge voi în veșnicii. Iisus, Iisus este calea în țară, durerea te doboară, amin.
ce ne poartă spre limanul cel dorit. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Crede-n El și Meștru vive fericit. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Este jertfa ce ne poartă spre limanul cel dorit. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Crede-n El și vești tu fi. Doamne Tată, în seara aceasta mărturisim că prin nașterea noastră n-am avut o direcție bună. Mersul nostru a fost după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, după firea și poftele ei. Doamne, ne-ai dat un timp de har să ne schimbăm direcția. În seara aceasta, Doamne, ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Să schimbăm direcția vieții noastre după modelul Domnului Iisus, să te luăm pe tine de mână. Mulțumim că avem posibilitatea asta pentru că Iisus este calea, pentru că Iisus a fost jertfit, pentru că Iisus a murit. Ne putem împăca din nou cu tine la cruce prin pocăință. Doamne, ajută-ne în seara asta să dăm mâna cu tine, Doamne. Nu putem decât prin pocăință, Dumnezeule. Să te luăm de mână și să mergem în direcția cea bună. Te rog, ajută-ne să mergem după principiile tale. Ajută-ne să înțelegem că de judecata care va veni, de focul care va veni, nu putem scăpa decât de mână cu tine, Iisuse. Doamne, nu ne lăsa să avem priorități greșite, pentru că într-o zi cu toate bogățiile acestei lumi ne vom prăbuși în fundul adâncului și a iadului și vom arde mai bine în flăcări. De aceea, ajută-ne ca prioritatea să fie direcția bună, salvarea, corabia. Ai milă de noi și de familiile noastre și de copiii noștri. Ai milă de noi ca slujitori și bisericile care le slujim. Doamne, ajută-ne să scoatem toate pietricicile din papuci ca să putem să mergem în umblarea noastră cu tine într-un mod corect. Recunoaștem, am fost răniți, am fost jigniți, nu ne-a picat bine, am suferit, ne-a durut. Dar ajută-ne să dăm iertare, Doamne, pentru că modelul Tău ne arată asta. Tu ai avut dușmani și ai iertat pe toți. Doamne, te rog, ajută-ne să nu mai judecăm pe alții, Doamne. Va veni un timp de judecată când Tu vei face judecata după lucrurile ascunse și cunoști totul. Doamne, noi cunoaștem totul doar despre noi, Doamne, și știm bârnele din ochii noștri. Ajută-ne cu căință să venim în fața Ta, să vorbim despre greșelile noastre, despre păcatele noastre și nu ale altora. Și Te rugăm, dacă ne-am întovărășit și avem prietenii greșite, care ne-au aruncat la pământ sau ne fac să ne prăbușim, ajută-ne să părăsim aceste relații, Doamne. Dă putere tinerilor, adolescenților, oamenilor, Doamne. Să nu Te lăsăm de mână pe Tine ca să avem prietenii ale lumii acesteia, ci, Doamne, să avem o continuitate, să avem credință, să avem pocăință și Te rog să ne dai putere să mergem până la capăt. Dacă sunt oameni care au căzut aici, s-au prăbușit în lungul călătoriei lor, poate sunt oameni care în timpul tunelului, în întuneric, au sărit din mersul acesta, n-au mai rezistat, n-au mai suportat, sunt frații noștri, sunt iubiții noștri. Te rog, ajută-i să urce din nou în tren, Doamne. Ajută-i, Doamne, să aibă din nou o direcție bună. Ajută-i, Doamne, să relege relația cu Tine, Doamne. Și nu ne lăsa, trage-ne după Tine. Câteodată șchiopătăm, câteodată ne aruncăm, câteodată o luăm în stânga, în dreapta. Dar mulțumim pentru răbdarea care o ai cu noi, că ne aștepți atâta timp, cu bunătatea Ta ne cercetezi și ne ajut să ne pocăim în fiecare zi. Mulțumesc, Tată, că ne-a ascultat rugăciunea, că te-a rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.